Mai multe familii din comuna Cornu riscă să rămână izolate după ce strada pe care locuiesc s-a surpat chiar în preajma sărbătorilor pascale. Județul Prahova este din ce în ce mai afectat în urma ploilor abundente care au căzut în luna aprilie. Cu doar câteva zile înainte de Paște, pe strada Baliței din comuna Cornu a avut loc o surpare de teren. Lucrurile sunt atât de grave încât 6 familii riscă să rămână izolate dacă nu se intervine cât mai repede. Localnicii speră ca situația să se rezolve cât mai repede, mai ales că în cazul vreunei probleme de sănătate sau al unui incendiu, ambulanțele și mașinile de pompieri nu au pe unde să treacă. A venit aici, a luat măsuri, s-a uitat, domnul primar, astea, domnul vice, au venit, nu zic că nu au venit, au venit toți de la primărie. Riscați să rămâneți izolați? Da, da. Ce pot să zic? Ce putere am eu, adică? Ne-a promis că face. Ne-a promis, da. Din cauza ploilor prea multe, terenul a cedat și a fugit la vale. Bineînțeles, au adus și multă... De asta molos, mult molos pentru care s-au dărâmat pe aici, în la localitate, l-au detașat aici. A pus și aici la mine, în partea asta, și acolo, și în partea cealaltă. Greutate multă, pom n-a mai fost, sau? Momentan nu poate trece nicio mașină de pompieri, ceva. Nu, dați seama, nu. Nu mai poți mai trece. Riscă să fugă de vale. Contactat telefonic, primarul comunei Cornu, Cornel Nanu, a promis că va reveni zilele următoare cu un punct de vedere, momentan fiind ocupat cu alte probleme administrative.